Salutare tuturor și bine ați venit la un episod din Metro Exodus. Suntem aici de v-am lăsat în episodul trecut. Aici de ne-am lovit cu Aurora de, nu știu, roadblock-ul ăla. Te-am ajuns aici la Volga. Uiii! Ia să vedem, găsim ceva pe aici. Hai să investigăm, zic. New parts. În jocul ăsta nu e ca în celelalte. În ăsta poți să-ți craftezi tu chestiile și, na. E mai open world așa, mai șmecher. Părerea mea, mie mi-a plăcut mai mult ideea asta. Parcă se asociază mai bine cu estetica jocului. Uite, aici nu mai avem trader și din alea putem să craftăm lucrurile direct. Uite, putem să craftăm cuțite, tot. Putem să le dăm dismantle. Să le punem noi ce atașamente vrem. Să vedeți că o să fie șmecher. Eu mai și știu unde sunt majoritatea atașamentelor, deci... O să avem niște arme... Top. No, de-astea cred că am văzut odată prin Republica Moldova. Vagoane din astea. Iar ziluri. Pă, care-i faza, mă, cu zilurile și cu... You can save your progress. Quick save, direct. Ce-s, mă, aia? Ciepuri? Mă... Hoppa. Bong. 8 chimicale. Let's go. Ma, tractor! Vreau să mă dau cu tractorul. Pot? Nu pot. Zacă. Ia, ce apă aici? Trrr. Să nu dăm de trip minori, că și în jocul ăsta... Sheesh! Ce ești tu? Pistol mitralieră? Să fiu un pistol mitralieră cumva? Nu mi vine să cred. Avem un pistol mitralieră. Bă, are și scopul ăla mișto. E aici, în casa asta? Oh. Ce beast! Tu ești, ăla, pe tine nu te bate nici dracu. Și dracu se sperie dacă te vede. Hai că te mușcă ceva pe tine. A, ce apă aici? Sheesh! Fier! Fer! Ma! Și mai mult fer! Vă scurez, oare, dacă cădem de pe caz, murim? A fost o căzătură grea, știi cum? De... Ha! Dar ce-mi place pistolașul ăsta, așa? Nu știu, într-un fel, fain. Aici ceva, altceva în afară de astea. Aici, nu? Aici, aici trebuie să fie ceva șmecher. Niște chimicale. Încă un pistol mitralieră din ăsta. Ăsta e pistol mitralieră, nu cum îi zicem noi la AK. Că noi în România știți că îi zicem la AK pistol mitralieră. Ăsta pare să fie un pistol mitralieră. Opaș. Ok, că filmul. Lutăm tot. Bine, ăsta s-a transformat. Mă, uite câte chestii. Acordeon. Undiță. Mă, uite, crezut că e cea rifle undița asta, acum era pusă. Ce tu zgălea ta, mătii? O, dar ce băut au avut ăștia pe aici, cred că... Ce trebuie cu tot chiță e? Putu-ți mărți, mă, te tași dracu' din gură. Aia se futeau acolo și... Da. Ce zice Ana? Bă, stai că iau foc. Hai! Hut! A, uite, cioara! Ce faci pe cioară? Hut! A, uite, ne-am luat și fraierii ăștia cu noi. Nu te duci, măi, pizdoiule.
Hai chiar mă băieți, nu știu dacă le-am postat sau nu. Bine, voi văzând episodul ăsta prin martie. Nu, o să încerc să le postez. Că încă n-a venit revelionul, de revelionul ăsta mi-am luat pe tard de astăzi. O să fac niște clipuri din aia top. Să vedeți ce o să ne distrăm. Neus, biserică. Ok. Neus. Privet, bliat. Villinger. Ce-și bă, Villingerule? Ia să dăm un pic la asta, la manivelă. Că vreau să le dau niște flash-uri la frenei ăștia. Ok. Hai să vedem. Ce faci, măi? Îți dau niște flash-uri. Ia, luați niște flash-uri frenilor. Ma. My daddy. Opa. Come up here. Ia, ceva? Nu. Soon. Ce faceți, măi? Măgulanilor. Auzi. Iau. Păi și cum a stat pe aici? De asta e că aveți mâncare. Ma. Iauzi. E nașpa atunci. Ok. Hai să mergem. Hop. Ne strecurăm pe aici. Tuc. Tuc. Hai bă, mergi. Tuc. Hop, stai să nu îi alertăm pe fraierii ăștia. Bum. Bum. Ăștia o să încerc să nu-i omor. Mă, cât atașament are căcatul ăla. BUM! Tu ce ai, băiete? Da, țacă, n-aveai nimic. BUM! Ma, ăsta e shotgun de la șmecher. Bă, da, nu sigur, când e arma, dacă îi dai chestia aia, ai impresia că nu ți-i atașamentele, e mai bine să o iei în mână și să le desfaci tu. Rând, uite așa, țac, țac. Ăsta avea domnul scout, nu-i cine știe ce. Dar așa știu că ți le păstrează automat. Domnul pe asta. Asta are de toate. Oricum, o să vreau să o schimb cât de repede o să pot cu un shotgun. Așa că o desface și pe asta. Tic. Tic, tic, tic. Ah, avea doar stocul ăla și ceva. Și asta e acum tot un basic. Hai să încercăm să mergem cu asta. Ok. Țacă, fraiere. Ok, hai că vreau să iau shotgun-ul ăsta. Pu, pu, pu! Iauzi. Sunt satan, iauzi! Maaa! Eu
Cum poți să fii... Ăla măcar are creier, aș dă și seama că ai o locomotivă pe abur, dar ăsta... Cum vă să zici că să fi pierd în sulf? Adică... Treci, treci. Ups, ups, don't forget to craft ammunition. A, chiar că... Hai mă, treci! Treci, 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 că eu vreau un good ending. Hopa, hopa. Țacă, fraiere! Bum! Treci pe ăla. Hopa, hopa, că nu ne vede nimeni. Hai bă, treci! Bă! Bun, hai că am ieșit. Țeacă, fraiere! Ia, stai că ăsta era un pic mai inteligent. Deci știa că locomotiva chiar merge pe abur și pe alea. Alor, puteam să merge și pe afară. Un fraier pe aici, pe sus? Nu? Ok. Eu zic să... Let's go! Hai! Opa, shit! Ah, finally am completat și chestia asta. Bun. Nu știu, dar vreau și eu să mă simt așa. Când sunt misiuni din astea silențioase, nu vorbesc prea, că încerc să mă concentrez, să fac cât mai silențios. Mai ales în jocul ăsta, că în ăsta vreau good ending-ul neapărat. Cum am mai zis. Și pentru good ending nu trebuie să omor pe nimeni, trebuie să dai save la mai mulți oameni. Cum you raised some hell in there? Ce ai zis, mă? Normal trebuie să zică că sunt un real ninja. Cum s-ar zice. A, cred că e din cauza că îi dădui cu conserva aia pe atunci. Când ți-o ai fut un shotgun. Nu înțeleg de ce jocul nu-și dă seama că eu am făcut chestia aia silent, dar ok. Cred că e pe treaba lui. Că n-am omorât pe nimeni, deci nu văd de ce. Ma. Ho! Ce mă ăsta? Urâtul ăsta. Mă! Ăsta e rechin, ești proști. Rechin în lac. Ma. Fu. Hai, Duke, scoate-mă. Că mă mâncă rechinul. Whale. Da, la mai coc. Dar cu aia, tu stai aici la radiații? Ce dracu? Uite mă, asta își dă tâsea. Ma, nu pot să spar gheață. Hai că ne mai întoarcem noi în Moscova. Mă, dar ce jegoasă e arma asta. Ma, hai că...
Maradiet, da. Pune în Ghezmescu. Hai să vedem, poate găsim cel mișto pe aici, că văzui cabana asta. După mergem la avion, că de care ne zici să o luc. Eu ăsta, Duke. E ceva prin casa asta. Că bă, că e foc, e tot. Pare futuți morți, mă. Nu. Chimicale. Un prost ăsta. Și atât. Alcea? Pot să merg mai în față, gen să găsesc calcea sau... Aia a fost tot de pe aici. Că nu sigur. Poate mai găsim ceva pe aici. Hai să vedem. Tuc, 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 tuc. Nu văd nimic. Și nu vreau să mă întorc la biserică. Maul. Bă, da. Are și asta o stamina. Șarpi, ăla, șarpii. Să că fraiere. Stai că știu că ăsta are o schemă de... Poate să vină până pe mal. Uite, uite. Sacă. Nu poți să-l omori, din păcate. Nici dacă dai cu explozibile în el. Da, o să-i facem noi să-l la un moment dat. Hai să trecem de zona asta cu radiații și să mergem la avionul de care ni se duc. Mergi cu coiosule, hai. And don't forget about your journal. Nu mă interesează, sincer. Mai bine îi dau cu forget. Nu știu, pe mine nu m-au interesat jurnale și chestiile astea, mai ales în jocuri în metro. Ia cea pe aici. Tuc, 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 tuc. Ce dracu lovi, mă? O casetă. Un prost. Asta îmi place. Un AK, ca lumea, un compas. Ia stai. I... Ai venit, mi-a reschiu pe tastatura. Mi-a luat tastatura cu lumini ca să văd la ea. Că am uneori momente de nu mai nimeresc tastele. Nu știu de ce. Și tot nu le nimeresc. Aia nu pot să schimb, ok. Ups. Așa, let's go. Cât mă? Mă, vor fi de 17 minute, hai să ajungem la tren deja, că... Cine mă? Deja am făcut vreo 3 sau 4 episoade. Bine, jocul ăsta chiar dacă e foarte lung. Adică la cum mă joc eu de mă duc pentru 100% completion. Ma, ce se trage. Core, core, se trage. Ma. Și s-a bătut ăsta cu fraierii. Ăia. O să dureze mai mult seria asta, adică îi garantez vreo 20 de episoade. Poate chiar 21. Minim. Ia uite ce faceți, băi! Ia uite. Mă, ce-i asta? Asta-i găină? Occupation forces. Ok. Hai să mergem. Ana e top. Hai să mergem la Miller. Ha, îți dădeam cu flash-uri. Ah, mișto. Auzi. Ah.
has to join us. And if you get back ASAP, we'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Okay. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Ah, deci ei au venit din partea altă. Ce faci, băi, Yarmak? Ma, loot! Da, le dăm nuclearea. Nu e problemă. Uite-te! Are două seturi din astea. Ok, boss. Hai! E mișto să moară măsa. O? O jucărie pentru mine? Nu trebuia. A. Îmi dădu și armă de airsoft. Cam nașpa, da. Adică, uite, te pierde presiune. Ce mă? Ah. Mă întreba de ce sunt deja 22 de minute. Ok. Bun, băieți, hai că vă las și eu cu episodul. Cred că nu mai fac episoade după ăsta, cel puțin nu în seara asta. Dacă v-a plăcut, apăsați și tu pe butonul de like și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!